Repede, repede, direct pe Luxandra, care să ne dea câteva sfaturi cum să ne purtăm la masă, cum să aranjăm masa, cum știți că trebuie să avem o etichetă și de sărbători, iar masa de Crăciun este foarte importantă pentru că primim musafiri, rude, părinți, prieteni. Zine tu, Luxandra, bună! Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni! E sezonul meselor festive și pe lângă ce punem pe masă, trebuie să ne gândim și cum ne purtăm la masă. Iar astăzi l-am alături de mine pe Virgil Mănescu, care ne învață câteva reguli de etichetă. Vorbim la masă? La masă, da, se vorbește. Nu trebuie să vorbim cu gura plină. Asta este primul lucru pe care îl facem. Masa, până la urmă, este un eveniment social, nu este un eveniment în care toți ar trebui să tacă. E bine, avem voie să vorbim, dar numai atunci când gazda inițiază conversația, nu trebuie să deschidem noi niciodată subiectul. Gazda este lăsată până la capăt să fie anfitrionul total. Pe masă sunt foarte multe tacâmuri și de obicei așa arată și o masă de sărbătoare. Dacă despre pahare am mai învățat câte ceva, explică-ne cum procedăm atunci când ne așezăm la masă. E bine, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să înțelegem câteva lucruri. Paharele și tacâmurile sunt puse în ordinea servirilor. Dacă vorbim de pahare, de la interior către exterior sunt în ordinea servirii băuturilor, tacâmurile funcționează implacabil pe aceeași regulă, de la exterior către interior, în funcție de felurile de mâncare. Înainte să ne așezăm la masă, trebuie să vedem acest foarte frumos lucru pe care îl avem. Este un șervet. De obicei, gazdele pun, acum e o modă cu șervetele acestea de pânză, ei bine, trebuie să știți că se pun în poală cu deschizăturile către noi. De ce? Da. Pentru ca să ne putem tampona pe interiorul șervetului. O doamnă, dacă se tamponează după ce mănâncă, nu poate să-și lase urmele peste tot la vedere și se așează în poală. Deci nu-l punem la gât, nu-l ținem pe scaun, nu-l dăm în dreapta farfuriei? Nu. Șervetul stă doar în poală și atât. Farfuria mare este întotdeauna pentru a fi folosită sau este doar un suport? Farfuria mare, de regulă, noi o punem chiar și acasă la mesele coloviale, o punem să fie farfurie suport, să stea de la începutul și până la sfârșitul mesei, ea se ridică odată cu aducerea cafelei și a coniacului. Este ultimul moment în care mai vedem. În rest, de altfel, e bine să avem o farfurie suport, mai mult decât atât și înfrumusețează masa, decât să ne ajute efectiv la masă. Și mai trebuie să știm un lucru foarte important, atunci când organizăm o masă acasă, trebuie să știm că numărul de farfurii de la masă ne va spune numărul de locuri. Nu înghesuim multe scaune și ne îngrămădim acolo cu toții. E bine, farfuria trebuie să aibă o distanță de intimitate față de celălalt comesen. Aici nu avem o față de masă, dar la o masă festivă este obligatorie prezența unei fețe de masă? Una tradițională. Dacă ne aflăm acasă, ar fi bine să o punem. De obicei, fețe de masă e bine să le punem de culoare deschisă. Dacă folosim un damasc, e bine să-l punem de culoare albă, pentru a vedea cât mai bine și preparatele pe care le consumăm, dar și băuturile pe care le bem. Se vor evita fețele de masă închise, în picățele și așa mai departe, pentru că elementele de decor și așa sunt supraîncărcate și nu are rost să încărcăm din ce în ce mai mult o masă cu o față de masă colorată. Mulțumim pentru puținele sfaturi pe care ai apucat să ni le dai. Întotdeauna o să apelăm la tine ca să aflăm mai multe. Cam astea ar fi cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știm atunci când mergem, suntem invitați la masă de sărbători sau chiar noi suntem gazdele. Florin, Diana, mă întorc la voi. Mulțumim, Luxandra!